Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi ne jucăm Braho Ice Skin pentru că au apărut skinurile noi pe shop astea de vară și noi ni le-am tot luat pe aici, ni le-am cumpărat și am zis să le etalăm, să le vedeți în episod și să vedem ce skin câștigă. Eu o să mă pun cu un skin nou de vară, cum vă povesteam. Acesta este din Brawl Pass cu care o să intru eu. Așa, și prima dată jurizez eu și cine câștigă, persoana respectivă o să jurizeze următorul tal. Așadar, dacă ne susțineți, nu uitați să apăsați butonașul de like, de subscribe, pentru că noi ne jucăm în fiecare zi aici și facem minigame-uri superbe pentru voi. Hai să vedem, Odai cu Andrei, îmi place skin-ul tău pe Mortis, de prinț întunecat, și al lui Dragoș, ăsta așa de iepuraș. A tău îmi place că e singurul alb-negru din joc. Asta pe Shelly iară mi se pare miștoare și pisica aia faină care mi-aduce aminte așa cumva de Sammy. Vă rog să nu vă bateți. Ianis, treci mai departe, că ai skin perfect frumos de vară. Ionuț, e vară la noi. Mi-ar fi plăcut să ții și tu ceva mai de vară așa. Nu vreau să-mi aduc aminte de iarnă. Da, treci, e fain și skin-ul acesta pe Daryl. Mamă, ăsta este de vară care e Barbie Mortis. O nebunie. Așa, ne mai place și acesta pe Leon. Și am trei preferați, ca să zic așa, ca și skin-uri. Poți să treci mai departe. Albinuță, poți să treci mai departe. O să încep să elimin ca să nu vină zona între timp. Iruna, te elimin, draga mea, te elimin, da, îmi pare rău, am văzut skin-uri mai mișto pe care zic eu că ar merita să câștige. Da, treci mai departe. Treci mai departe. Și treci mai departe. Voi doi sunteți eliminați pentru că vreau să câștige cineva cu tematică de vară. Leon. Așa, bun. Acum să vă întoarceți iară ca să pot să vă jurizez. Skin-ul de Barbie pe Mortis trece mai departe. Așa. Acum skin-ul acesta care nu mai e de Barbie și nu mai e de vară este eliminat. Ești cam îmbrăcat. Deși e super mișto skin-ul. La fel și pe Shelly o elimin. Chiar dacă e superb skin-ul. Pe albinuța o elimin și mai rămân cele două skin-uri superbe. Hai să vedem. Cu unul dintre skin-uri sunt eu, care este fain, și mai este Barbie. Păi acum, normal, o să aleg skin-ul pe Mortis pentru că este nouț, este amuzant, e roz și e de Barbie. Like. Așadar, Mortis o să ne jurizeze în următorul match. Vreau să vă luați cu toții skin-uri de vară, orice skin mai văratic aveți. Trebuie să mai intre cineva pentru că altcineva a ieșit. Aștept să intrați. Deci toată lumea să-și ia skin de vară. Hai să văd ce alte skin-uri de vară mai am eu. Să mă gândesc dacă mai am și altele, pentru că e posibil să mai am. De vară, de vară, de vară, cred că am și pe Sprout, cred. Hai să văd. Eu n-am skin-ul ăsta pe Pem avea skin de vară. Penny nu e skin de vară. Carl, ați văzut deja skin-ul care l-am folosit. Rosa n-am skin. Ce skin-uri de vară mai am eu așa mai? Petic am de Crăciun de vară. Stai că nu mai știu nicio. Pe Sprout cred că am de vară. Stai să văd. Unde ești, Sprout? Nu știu că am tot trecut de el, cum pariu. Uite, asta este de vară. E cămașa de vară, așadar o să particip cu acesta. Și o să vedem pe cine alege juratul nostru de astăzi câștigător. Și să vedem ce skin-uri de vară v-ați adus cu toții.
Mamă, că am văzut că a intrat cineva fără skin. Auci. Rip. Miruna, ești fără skin, Miruna. Eu stau să mă uit aici să văd ce se întâmplă. Juratul nostru trebuie să meargă aici sus să jurizeze. Acolo, da. Și voi veni sperând. Trece mai departe pe cine vrei. Aoleu, să trec cu skin-uri din astea. Vai de mine. Oh my god. Știți că dublurile se elimină, nu? De ce v-a spus, măi, cu acela skin ca și al meu? Oh my god. Rip. Stai să dau repede spectate. Îmi vine să cred ce s-a putut întâmpla acolo. Hai, lasă-mă să dau spectate. Hai că-mi intră și mie spectate-ul dacă e. Deci până acum au trecut Pam cu skin-ul acela superb de vară. Au trecut și Buz și Shelly cu skin-ul ei de fotbalistă, dar fă-s-ai că Buz nu are skin. Buz nu are skin, așa e brawlerul gen. Chiar dacă e el așa mai de vară, ăla nu e skin. Sorry, dar nu e skin. Așa, noi să vedem dintre cele trei rămase care câștigă. O elimină pe Shelly fotbalista. Așa, și dintre cele două skin-uri, care vă plac mai mult? Mie îmi place asta pe Pam, dar acum depinde și de gusturile juratului. Da, tot ăsta pe Pam a câștigat. Foarte mișto, foarte mișto. A și fugit. Deci o dai cu Andrei nejuriziază în următorul meci. Mamă, stați că cred că e o gălăgie acum la mine. Scuzați gălăgia, trece o mașină imensă și face multă gălăgie. Bun. Hai să-mi aleg acum alt skin mai de vară. Nu știu dacă mai am alte skin-uri de vară. Îmi caut pe aici, că sigur am eu pe undeva un skin ascuns de vară. Asta, hai să zicem că e în pantalon scurs, nu e neapărat de vară. Asta e, să știi că asta e de vară, pentru că este pe corabia lui de pirați, deci practic este de vară. Dar hai să mai vedem dacă mai găsim și altele. Nu, și astea oarecum sunt de vară. Că-s cu deșertul cu ăstea. Bibi cam îmbrăcată pentru vară, deci nu e de vară. Albinuța și ai cam îmbrăcată. Cred că doar pe Jessie aș mai avea un skin de vară. Da, ăsta cu rățușca. Cu ăsta o să concurez și o dai cu Andrei în jurisdiață. Hai să vedem cine câștigă în ultimul meci din Bravo Ice Skin. Fă-s-i că Yannis tare, văd că este offline, așa că trebuie să-l dau afară și să intre altcineva. Kit? Sau invit eu repede pe cineva. Nu știu pe cine. Ori intrați voi, ori vă invit. Bun, a intrat cineva, perfect. Așa, hai să vedem. Cine câștigă în ultimul tal? Să înscrieți în comentarii dacă vi se par faine skin-urile care au câștigat la Bravo Ice Skin. Mie îmi plac, mai ales că mă gândesc că e vară, că nu știu, e așa cald peste tot, deci numai bune skin-urile astea de vară. No, bun, o să stau întâi să mă uit, să văd ce skin-uri participă și apoi concurez și eu. O trecută skin-ul pe Mortis mai departe. Wow, are skin-ul acela de Barbie, da. O mai trecut și celălalt skin pe Mortis. Hai să zicem că e în rochiță acolo Mortis. O trecut și Poco cu steluța lui de mare în cap. Așa. Pe bulele elimină, nu-i plac fotbaliștii aparent. Eu sunt cu pistolul cu apă. Te împuși cu apă dacă mă mor. Mă trec mai departe, perfect. Sakura e de vară așa cu floricele în păr. Noi să vedem cine câștigă. Tare curioasă îți. Mă trec mai departe.
Barbie Mortis și celălalt Mortis rochiță. A trecut și Poco și eu. Pistol cu apă. A trecut, perfect. Păi elimină pe Sakura floricelele în păr și acum întrebare, cine câștigă? Cine credeți voi că alege câștigător cu cel mai mișto skin de vară? E un pistol cu apă! Dacă mă elimin, te împuși cu apă. Îți dau pistolul cu apă, uite și uite și dau. Hai să vedem. Elimina celălalt Mortis, rochiță. Deci, aparent lui îi place foarte mult Mortisul. Așa că e clar cine câștigă. Bine. Vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Să scrieți în comentarii care este skinul vostru cel mai tare de vară și vă aștept și pe voi pe un alt episod să concurați cu skinul vostru. Vă pup, să aveți o zi frumoasă ca și voi. Pa, pa!